Bine v-am găsit! Bine v-am găsit la un alt videoclip! Noi suntem tot la acest senzor Doppler pe care l-am prezentat cu câteva zile. Este un alt exemplar acesta pe care îl vedeți. Am cumpărat un alt exemplar pentru că am dorit să vedem dacă a fost o întâmplare cu modul în care funcționa primul. Nu a fost deloc o întâmplare. Vă spuneam că este un senzor total impredictibil, cu o sumedenie de declanșări false. Chestionând altul, repet, am observat exact aceeași problemă. Dacă recapitulăm un pic, vă spuneam că acesta are reale probleme la interferențele cu conexiunile Wi-Fi, cu tot ce comunică pe 2,4 GHz, dar îndepărtând aceste influențe, el funcționează exact la fel, adică tot cu foarte multe declanșări false. Și atunci am reconfigurat un pic sistemul nostru de detectare a prezenței, pentru că asta trebuie noi să facem cu acest senzor Doppler, care mai are și alte aplicații, alte întrebuințări. Tudor, mai reamintim din nou ce conține sistemul nostru? Și primul rând o căsuță din Lego City pentru senzor Doppler, pentru așa, senzorul Doppler. I-a făcut tot de apoi, o căsuță. Apoi un Arduino Nano. Da. Un LED, da. Care aceasta presupun că este rezistența lui. Da. Așa. Și un butonaș cu care oprești, dar când ești în senzor, cum se cheamă? Raza lui de acțiune se aprinde din nou, cum s-a întâmplat acum, da? Mai avem o rezistență pentru butonaș, da? Da. Așa, aici ce am adăugat? Un afișor care îți scrie dacă este detecția prezentă sau nu este. Așa, dacă dar numai că scrie în engleză. Așa, dacă a detectat o prezență sau dacă nu. Acum scrie motion detected, adică LED-ul este on, deci a detectat o prezență. Și mai avem ce? Îți mai amintești ce mai avem? Ce am mai adăugat? Un condensator și să mai spune la el și senzor PI. Un filtru PI. Un filtru PI, pentru că avem două condensatoare, nu unul, și între ele un rezistor. Da? Arătăm un pic și schema. Avem un filtru PI cu două condensatoare de 1000 de micro și un rezistor de 7. Iar acest filtru este montat între sursa de 5 volți, o sursă externă, un încărcător de telefon și intrarea VIN al senzorului Doppler. Citind în continuare despre acest senzor, un internaut a oferit această soluție pentru a micșora foarte mult sau pentru a elimina declanșările false ale senzorului Doppler, de care vă spuneam. Lui a reușit, altora la fel a reușit, au fost unii care au spus că doar s-au mai micșorat acest număr de declanșări false, nici de cum nu au dispărut de tot. La fel pot spune și eu, doar au mai dispărut și nu au fost eliminate în totalitate, dar am observat că este mult mai sensibil decât remarcasem la primul exemplar și când nu am folosit acel filtru PI și pare a funcționa mai ok. Singura problemă am observat-o a fi aceea că dacă doresc să opresc alarma cu acest buton, apropo să punem și buzzer-ul, da, este on acum, motion detected, LED-ul on, buzzer-ul este on. Da, vă reamintim că am pus un buton pentru a opri alarma, da? Adică intrusul, chiar dacă a fugit de la locul faptei, nu se oprește sistemul, dorim să-l oprim noi, dar am observat că are nevoie de mai multe apăsări, ceea ce nu este ok. Acum Tudor a intrat în câmpul său, observați că deja a trecut iarăși pe on motion detector. Încercăm să oprim, aceeași problemă. Da, s-a oprit în sfârșit, screen no detection.
Da, iarăși l-a simțit pe Tudor, deci este sensibil, dar merge ok de data asta. Singura problemă va rămâne aceasta, că nu se oprește alarma la o simplă apăsare pe buton. Iarăși am oprit-o, no detection, Tudor, intrăm din nou. Da, deja a intrat în câmpul de detecție și totul pare a fi ok de această dată. Aceste modificări noi le-am făcut și, după cum vedeți, sistemul funcționează cu totul și cu totul altfel. Da, mai facem un test cu Tudor stând locului. Am să întind eu mereu piciorul să vedem dacă se întâmplă ceva. No detection. În momentul de față o să întindem un picior așa. Vedeți că deja a observat acest picior. Încercăm să oprim alarma. S-a oprit. Iarăși întindem un picior. Iarăși a pornit. Oprim. Mai ridicăm un pic piciorul. Iarăși a pornit. Da? Este mesajul afișat Motion Detected. Da, deci deja funcționează mult, mult mai bine. Iarăși acum. Da? Pare a funcționa din ce în ce mai bine. Acum probabil a observat pe Tudor cum își mădește ceva. Piciorul meu l-am văzut. Așa, oprit, ridicăm, da, văzut, oprit, ridicăm, da, din ce în ce mai bine, deci cu acest senzor de tip Doppler care începe să fie de ajutor. O să trecem la o altă aplicație cu un detector de flacără. Pe data viitoare. Pe data viitoare, la Pa, revedere! pa!